Salmul 127 ne arată câteva domenii în care noi, ca oameni, avem o nevoie stringentă de Dumnezeu. Am cântat o cântare și nu știu câți ne-am gândit la adevărurile din această cântare. Avem nevoie de Dumnezeu. Aveți nevoie de Dumnezeu? Sau ne descurcăm singuri? Sunt multe domenii în care noi, ca oameni, avem nevoie de Dumnezeu. Sunt multe. Însă, în această seară, psalmul 127 ne arată trei domenii în care avem o așa mare nevoie de Dumnezeu, o nevoie stringentă sau în care prezența lui Dumnezeu este indispensabilă, adică nu se poate fără. Folosește Dumnezeu chiar cuvântul acesta, psalmistul folosește cuvântul acesta degeaba scoțând în relief sensul acesta al vidului, al inutilității, degeaba, dacă nu este Dumnezeu implicat, dacă nu este Dumnezeu activ în acel domeniu, nu poți realiza nimic. Sunt cele trei domenii, poate fundamentale, în care noi, ca oameni, avem nevoie de Dumnezeu. Și primul este domeniul familiei. Dacă nu zidește Domnul o casă degeaba, lucrează cei ce o zidesc. E vorba de familie pentru că aici spunea, fii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de el ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fii făcuți la tinerețe și așa mai departe. Familia, casa, copiii. Al doilea domeniu este domeniul social, societatea, viața socială, pacea, demnitatea. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Adică acea comunitate în care sunt mai multe familii, noi ca familii nu trăim singurati, și trăim într-o cetate, într-o comunitate, dar fiecare comunitate la rândul ei poate intra în conflict cu alte comunități, cu alte societăți. Și cel care veghează, cel care păzește, cel care dă pacea, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Mai este un alt domeniu în care noi ca oameni avem nevoie de Dumnezeu și anume în domeniul muncii. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea lor lui ele de pâine ca în somn. Munca și tot ce implică ea, domeniul financiar, pâinea cea de toate zilele, nevoile noastre materiale. Și în aceste trei domenii, familie, societate și muncă, avem nevoie de Dumnezeu. Dar acum, întrebarea este cum ne ajută Dumnezeu? Cum se implică Dumnezeu în împlinirea acestor nevoi pe care noi le avem ca oameni? Eu am denumit acest psalm, psalmul favorit al leneșului. Știți că sunt oameni care imediat au observat aici cuvântul acesta, degeaba ne trezim, degeaba lucrăm, degeaba, așa că mai bine nu lucrăm, dacă tot e degeaba. Domnul le face pe toate, Domnul ne dă pâinea, Domnul păzește, Domnul lucrează, și Domnul le face pe toate. Oare așa să fie? Cum te ajută Dumnezeu? Între psalmii nescriși a lui David, psalmul 151 este un verset care spune Păzește-te tu ca să te păzesc eu, zice Domnul. Adică, înainte înainte să te păzească Dumnezeu, trebuie să te păzești tu. Înainte să lucreze Dumnezeu, trebuie să lucrezi tu. Înainte să facă Dumnezeu ceva, fă tu. Cum te ajută Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu te ajută atunci când tu îți faci partea. Fă-ți partea ta. Psalmul acesta nu spune, nu lucrați, că vă dă Domnul nu spune, nu vegheați, nu păziți, că păzește Domnul. Tu dai pe accelerație cu 200 la oră, că Domnul n-ar decât să umble după tine și după mașina ta. Nu spune psalmul acesta, stai acasă, nu fă nimic, că Domnul îți trimite totul prin post, o să plouă din cer cu ceva. Și Domnul spune, implică-te tu, lucrează tu, vechează tu, muncește tu, iată ce spunea, de exemplu, în domeniul familiei. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fii făcuți la tinerețe. Și acum eu întreb, de cine depinde ca fii să fie făcuți la tinerețe? Cine alege asta? Cine alege să se căsătorească la o vârstă a tinereții și nu una când apar perii albi? Cine decide asta? Cine decide mai întâi copii și apoi celelalte? Societatea în care trăim noi spune cam așa, mai ales aici în Italia. La 30 de ani ești prea tânăr să te căsătorești, trebuie încă să te distrezi, să gusti plăcerile lumii. Apoi dacă tot te-ai păcălit cumva și te-ai căsătorit pe la 40 de ani, păi nu te apuci imediat să faci copii. Mai ai timp încă să te bucuri de viață, să faci vacanțe și poate undeva spre 50 să mai faci și tu copii. Când? Ce bucurie îți mai poate aduce un copil la 50 de ani? Ce poți să-i mai oferi tu, ca tată sau ca mamă, la o vârstă înaintată? Pentru că este o vârstă în care ai răbdare, este o vârstă în care poți să oferi copilului maximul. Dar dacă pentru tine principiul familiei este un principiu fundamental, este o prioritate a vieții tale, vei oferi familiei tale ce ai mai bun. Nu ce ți-a mai rămas pe undeva. Adică din viața ta, din anii tăi, ce vrei să oferi copiilor tăi? Ce ai mai bun sau ce ți-a mai rămas pe undeva dacă îți mai rămâne? Spunea aici psalmul, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. De cine ține asta? Își umple tolba de săgeți cu ei. Făți partea ta, dacă vrei să te ajute Dumnezeu, în primul rând fă partea ta. Lucrează tu, veghează tu, umple tolba de săgeți tu și apoi când tu ți-ai făcut partea ta, când ți-ai achitat datoria ta de om înaintea lui Dumnezeu, de om în familie, de om în societate, atunci și Dumnezeu binecuvintează ceea ce faci tu. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează ceea ce facem noi. Adică lucrăm, păzim, veghem, ne trezim de dimineață, ne facem partea noastră, ne facem datoria noastră ca oameni, ca părinți, ca oameni în societate și apoi Dumnezeu ne ajută. Îți faci parte mai întâi, dar apoi când ai făcut partea ta, să nu cumva să crezi că toate sunt ale tale, să nu crezi că toate sunt datorită ție, că toate sunt prin meritul tău, ci trebuie să înțelegi acest adevăr, trebuie să știi foarte bine să echilibrezi lucrurile în așa fel încât tu îți faci partea ta, dar a face partea ta nu e suficient. Dacă tu doar îți faci partea ta, totul devine inutil, degeaba. Degeaba. Trebuie să mai pui ceva ca să nu fie degeaba. Trebuie să muncești, dar pe lângă munca ta să mai pui ceva. Trebuie să fii atent, să veghezi, să păzești, dar pe lângă vegherea ta să mai pui ceva. Trebuie să ai grijă de familie, trebuie să te ocupi de copiii tăi, de casa ta, dar pe lângă toate acestea mai pune ceva. Implică-L pe Dumnezeu. Adică muncești, dar când muncești, implică-L pe Dumnezeu. Trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii mereu vigilent, trebuie să fii mereu preventiv, precaut în orice lucru, asta ține de atitudinea ta. În primul rând să te păzești tu, să fii tu atent. Pentru că sunt prea mulți oameni care apoi aruncă în partea lui Dumnezeu, doamne fă tu, Eu n am grijă de mine, eu merg cu 200 la oră, lască Îngerii veghează. Eu mănânc tot ce mi se pune înainte și nu mă uit la etichete și nu mă uit la nimic. Las că Dumnezeu are grijă. Are. Nu suntem atenți, nu suntem echilibrați și vrem apoi Dumnezeu să se implice. Dumnezeu spune, făți întâi partea ta. Eu în Scriptură asta văd, binecuvântarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu a dat cartea legii, Dumnezeu a spus clar lui Israel, Israele, Fă-ți partea ta. Ascultă legile, împlinește cuvântul și apoi eu, ca Dumnezeu, voi face partea mea și te voi binecuvânta. Dacă tu nu-ți faci partea ta, degeaba. Dacă nu-l implici apoi pe Dumnezeu, e degeaba. Fă-ți partea ta și apoi implică-l pe Dumnezeu. Cum să-l implici pe Dumnezeu? va a întrebat cineva. Cum? E foarte simplu. În primul rând, prin rugăciune. Chiamă-L. Asta înseamnă rugăciunea, al chema pe Dumnezeu. Ai plecat dimineața de acasă, te-ai trezit dimineața, pune-te pe genunchi, mulțumește lui Dumnezeu că ți-a mai dat o zi de viață, cheamă-L pe Dumnezeu să fie cu tine la plecare și la venire, cheamă-L să fie cu tine în călătorie, El să te păzească. Atenție, repet, nu înseamnă că umblu cum vreau eu, ci eu trebuie să veghez, eu trebuie să fiu atent, dar nu-i suficient asta, îl chem și pe Dumnezeu ca peste ceea ce păzesc eu să păzească și el. Ca peste ceea ce lucrez eu să lucreze și el. Ca peste ceea ce fac eu să facă și el, să fie împreună cu mine. Chem ajutorul lui Dumnezeu muncesc, dar în munca mea le implic pe Dumnezeu. Doamne, binecuvintează lucrul mâinilor mele. Doamne, binecuvintează tot ce fac eu. Doamne, dăm Tu succes, dăm Tu reușită, dăm Tu izbândă, fii cu mine astăzi. Binecuvintează munca mea. Când, te munce... Când muncești, te rogi și spui, Doamne, binecuvintează munca mea. Asta trebuie să facă un copil al lui Dumnezeu, un om care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Credința, religia, din punct de vedere al Bibliei, nu înseamnă ceva separat de viața noastră, de viața de familie, ceva separat de viața socială, ci credința în Dumnezeu înseamnă a trăi zilnic cu Dumnezeu, a trăi în fiecare ceas cu Dumnezeu, în fiecare minut cu Dumnezeu, să-l chem pe Dumnezeu, să-l iei pe Dumnezeu cu tine în viața ta. Ești pe mașină, îl chem pe Dumnezeu, Doamne, fii cu mine, păzește-mă Tu. Ești la muncă, îl chem pe Dumnezeu, Doamne, fii cu mine. Și oriunde mergi și orice faci, îl implici pe Dumnezeu, îl rogi pe Dumnezeu, Dumnezeu să fie cu tine. Și apoi, îl poți implica pe Dumnezeu și prin faptul că iei Scriptura și tot ce faci, Aplici, în tot ce faci, aplici principiile lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii, scriptura, nu e o carte așa pentru activități religioase. Pentru a citi și noi ceva religios. Nu. Pe de o parte, eu aș putea spune, Biblia nu are nimic religios în ea. Ea are mai mult lucruri practice, aspecte ale vieții practice. Să nu furi să nu minți, să nu înșeli. Sunt aspecte practice, când ne gândim la cele 10 porunci, sunt mai multe aspecte practice din viața socială, din relațiile dintre oameni. Atunci când spui religios, spui relația pe care o ai cu Dumnezeu. Și ca și cum Biblia doar cu relația... Nu, nu. Dumnezeu însuși spune tu dacă vrei să mă iubești pe mine, trebuie să iubești pe aproapele tău. Dacă vrei să te temi de Dumnezeu, trebuie să respecti pe semenul tău. Adică, noi nu privim doar o, o religie formală în care ne raportăm doar la Dumnezeu și am terminat cu Dumnezeu, mă întorc la muncă, mă întorc la prieteni, în biserică, îmi fac cruce afară, ies și în jur pe toată lumea. Asta nu e religie, asta e drăcie. Adică dacă dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl respecti pe semenul tău. Te porți respectos cu toată lumea. Aplici principiile Scripturii în orice domeniu al vieții tale. Și Biblia te învață cum să muncești, cinstit. Biblia te învață cum să vorbești, frumos. Biblia te învață cum să gândești, ce spui în inima ta. Biblia te învață aspectele practice. Dumnezeu ne-a dat Scriptura și a pus în ea niște principii de viață. Cum să trăim, cum să muncim, cum să vorbim, cum să gândim, cum să relaționăm unii cu alții. Și toate acestea le găsim în Scriptură. Al implica pe Dumnezeu înseamnă aceste principii să ți le însușești, să le faci parte a vieții tale. Cum să conduce o mașină. Aplici principiile lui Dumnezeu. Respecti regulile. Îi respecti pe ceilalți din jurul tău. Se spune că românii, din punctul acesta de, de vedere, sunt cei mai. cum să-i numim noi? Rei șoferi. Claxonează într-una, totdeauna nervoși, încalcă cel mai mult regulile de circulație și cei mai mulți morți sunt datorată, datorate lipsei de respectarea regulilor de circulație și așa mai departe. Nu aplicăm principiile lui Dumnezeu, să ai răbdare, să ai bunătate, ți-a greșit cineva, ferească Dumnezeu să, să greșească cineva, să se bage unul în fața ta. Sunt în stare să te împuște dacă ar avea puști după ei. Lipsește răbdarea, bunătatea, blândețea, Respectul. De ce? Acestea sunt principii ale lui Dumnezeu care trebuie aplicate în orice domeniu al vieții tale. Aici noi avem nevoie de Dumnezeu. El să ne învețe, El să ne ajute, El să ne lumineze în orice privință, ca orice domeniu al vieții noastre să fie un domeniu în care Dumnezeu să fie implicat 100%. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Închei și prin faptul că noi îl implicăm pe Dumnezeu în viața noastră, așteptând o răsplătire. Răsplătirea ce este? Când faci ceva, orice cauză are un efect, orice acțiune presupune o reacțiune. Când faci ceva, rău sau bun, te aștepți la niște urmări, te aștepți la niște consecințe. De la început Dumnezeu i-a spus lui Cain, Cain se plângea că Dumnezeu pe el nu-l iubește, pe el nu-l ajută, că lui a început să nu-i meargă bine, că jertfa lui nu-i plăcută, că lui Abel, nu știu ce, se compara cu Abel. Și Dumnezeu a spus, Cain, de ce ești tu posomărât, de ce ești tu întristat? nu e așa? Principiul e clar. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, torința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Adică este foarte clar. Dacă faci bine, vei fi bine primit, vei fi bine cuvântat și mai ales înseamnă că vei fi răsplătit. Noi vom fi răsplătiți pentru tot ce facem noi. Ceea ce trebuie să fie foarte clar, nu aici pe pământ vom fi răsplătiți 100%. Aici Dumnezeu ne dă doar așa câte un avans. Ne dă câte ceva. Răsplătirea va fi veșnică în cer la Dumnezeu. Și eu vreau să citesc doar din Maliahii, pentru că au ajuns la un moment dat chiar oamenii să spună, Maliahii capitolul 3, la versetul 14, oamenii au spus, degeaba slujim lui Dumnezeu. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Dumnezeului nostru? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc în numele lui ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Acum încă nu se vede răsplătirea. Acum poate celor răi le merge bine, dar asta e pentru o perioadă. Însă spune Dumnezeu că va veni o zi în care va judeca lumea după dreptate și Dumnezeu va răsplăti fiecăruia. Și orice bine pe care l-ai făcut tu va fi răsplătit de Dumnezeu și orice rău pe care l-ai făcut tu va fi răsplătit de Dumnezeu. De aceea, în această seară, noi vrem să-L implicăm pe Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre. Mai ales în domeniul familiei, în domeniul social, în domeniul muncii noastre. Să-L implicăm prin faptul că îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră, îl implicăm prin rugăciune, îl implicăm prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ascultând de principiile lui Dumnezeu, și îl implicăm pe Dumnezeu prin faptul că așteptăm de la El răsplătire. Răsplătirea nu aștept de la oameni. Oamenii niciodată nu vor fi recunoscători, suficient de recunoscători, oricât bine le-ai face. Le faci bine șase zile, a șaptea zi nu-i ajutat, te-a înjurat. Așa sunt oamenii. Îi faci bine de o mie de ori. N-ai făcut bine odată, Ai terminat-o cu El că așa sunt oamenii. Însă noi așteptăm răsplătirea, recunoștința de la Dumnezeu. Și Dumnezeu o va da într-o zi. De aceea vrem, însă până atunci, să slujim pe Domnul, să lucrăm împreună cu Domnul. Să veghem împreună cu Domnul. Să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, pentru familiile noastre și pentru casele noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului.